Salutare lume, eu sunt Magic Up întotdeauna și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. De data asta vom juca zona 85, revamped, normal. Și dacă vă place seria mea, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat acel buton de like, să strângem 200 de like-uri la acest episod, m-ați face foarte fericit. Hai să vedem dacă putem să prindem ruta în acest episod. Mamă, tipul ăla are tricou cu turc, cu steagul Turciei. Mamă, turcaleți. Aolea. Când dai de turcaleți nu-i prea bine, de în general sunt timări. Dar să vedem, să vedem, nu tragem concluzii. Nu trag concluzii prea repede. Îmi place că în ultimul timp am început să gândesc în cel mai negativist mod posibil. Gen, imediat cum văd pe cineva așa că e mai hotărât pe el și vine după mine, a gata, are hack, zic eu. Fără să mă fi bătut cu el să văd dacă are hack sau nu. Adică pur și simplu am început să gândesc foarte negativ. Nu știu cum să-i spun, dar gândirea negativă nu mă ajută deloc când am scoate episoadele, dacă aș putea să spun așa ceva. Easy kill. Mergem mai departe să luăm ruta. Bun, bun, bun. Totul merge ca la carte. Ca la carte, fraților. Ne mai trebuie un arc, o mundiță și ceva armură. Avem trai tire 2-uri din care putem să facem rost de armură. Ia să ardem noi niște iteme așa de care n-avem nevoie. Bun. Totul mai organizat. Ok, bun. Hai să vedem dacă găsim armură. Bă, e decentă armura asta. Mergem mai departe. Mai luăm un tier 2. Trebuie să mă relaxez puțin. Cred că după episodul ăsta o să încerc să mă relaxez, pentru că știți bine, plec, trebuie să scot episoade. Cred că v-am reamintit deja de foarte multe ori chestia asta până acum. Mamă, și n-am subiecte de discuție chiar așa specifice. În general eram mișto când aveam subiecte de discuție, dar chiar n-am timp să mă gândesc la vreun subiect de discuție. Wow. Era ușa deschisă, lol. Ok. Ok. Nu spun nimic, sper că n-a fost cineva aici. Deși nu cred, cred că era deschisă dinainte ușa. O uniță, hai! Da, se putea și mai rău, măcar am luat săgeți. Bun. Bă, și mai e un tier 2 pe aici, dar mereu uit unde e. Mereu îmi ziceți în fiecare comentariu la mapa asta unde este acel tier 2 și eu uit. Nu știu. Nu mă întrebați de ce. Nu mă întrebați de ce, că nu știu să vă zic. Este unul dintre misterele universale. Are legătură cu existența omului pe această planetă și cum, unde ne ducem noi după ce murim, știți? Gen, după ce murim, noi, de fapt, ne transferăm mintea și gândirile în alt loc. Mamă, ce aberație aici. Da, frate, nu știu cum de uit mereu unde e tier 2 ăla, al patrulea. Că sunt 4 tier 2 acolo și eu știu numai 3 și mă enervează că mi-ar fi trebuit încă un tier 2 acum, da? Nu știu. Știu sigur că e undeva în lavă ascuns, dar mereu uit exact unde. Aie. Bun, hai să vedem dacă găsim tier 2-ul ăsta de aici. Ar fi bine. Opa, este. Niște armură în plus nu strică. Holy shit. Am ratat tot. Iau bătaie de la tipul ăsta. N-am unii să mă bat cu el. Wow, ce hituri am prins.
GG boss. Da, frumos FNS mi-a pus. Știi cum e ideea? Că dacă pui FNS-ul, nu trebuie neapărat să te bați. El a făcut greșeala să se bată cu mine după ce mi-a pus FNS. Mamă, dar tipul ăsta era stacat al naibii. Mamă, ce de item avea pe el. Holy shit. Ok, săgeți. Să punem mere aici. Ăsta vine așa. Bun, hai să mergem să încercăm să facem și noi o sabie la spawn, gen. Dacă mă bat cu niște timuri, mă dați seama, am sfeclit-o complet dacă n-am o sabie. Chit că am 3 golden apple-uri și 22 de săgeți. Nu steamări, se bat chiar acum. Holy shit, s-ar putea să nu avem DM-ul ăsta. Fiți atenți, fraților, Vovo în acțiune. În premieră și în reloare, domnilor și domnilor. A, și ea se aleargă pur și simplu. Asta e șansa mea să-mi craftez. Easy, easy, easy crafting. Am săgeți acum o grămadă. Cât să pot să le spamez. Și măcar știu că n-am de-a face cu timării, fraților. Sunt foarte fericit în momentul ăsta, de fapt, pentru că este... Ăsta ar fi al treilea meci care mi iese consecutiv. Ceea ce, vă dați seama, mă bucură foarte mult cu toți hackerii și timării care sunt aici. Eu să câștig al treilea meci la rând, mamă. Let's go. Chica versus hacker. N-are mă hack. Cel puțin nu cred. What? Pe unde intră săgețile astea, frate? Numai pe lângă dau. Ouu, săgeata aia. Nu vreau să dau în ăla, dacă tot a zis că nu mă atacă. Vreau să profit de chestia asta și îl atacăm după. Mamă. 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 Uă. Ce dă ăla? Dă foarte bine chiar. Ia mai stai tu să te fulgere puțin acolo. Bă, dar nu intră săgețile deloc, ești nebun. Nu-mi intră nimic, frate, meciul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat. Aveau aia ping foarte bun sau lag sau nu știu ce s-a întâmplat. Am fost cam jegos oricum în dead meciul ăsta că m-am aliat într-un fel sau altul cu tipul ăla. Dar n-a fost chiar un team, adică nu știu cum să spun, n-a fost team. Adică el pur și simplu a decis să nu dea în mine și... Na. Ca asta a fost și cu episodul acesta, fraților. Ne vedem data viitoare. Baftă lume, salut! Se pare că mi ies episoadele și am noroc. Yes! Hai să-l filmăm și pe următorul. Dacă iese și următorul, sunt epic!